Pași importanți pentru portul Drobeta-Turnul Severin. După ce ani de zile zona s-a aflat într-o stare deplorabilă din punct de vedere peisagistic, acum la doar o lună de când noul director coordonator al CNAPDF Giurgiu, Alexandru Cojocaru, a preluat funcția, au fost demarate lucrări de reamenajare a zonei. Lucrările de primăvară au schimbat în totalitate înfățișarea portului, dovedind astfel că prin voință și implicare, lucrurile se pot îndrepta către direcția bună. Sunt multe lucruri de făcut, dar cu multă muncă și implicare vom reuși să oferim severinenilor și tuturor turiștilor care vizitează orașul Drobeta-Turnul Severin o zonă de promenadă primitoare, modernă și plină de culoare, a declarat Alexandru Cojocaru, director coordonator CNAPDF Giurgiu. Lucrările de toaletă, igienizare și curățarea tuturor obiectivelor ce se găsesc în port se datorează implicării active a noului director coordonator CNAPDF Giurgiu, Alexandru Cojocaru, în colaborare și cu sprijinul directorului general al CNAPDF Giurgiu, Marius Olteanu, dar și autorităților locale și județene care sprijină demersurile începute în portul nostru, și anume primarul municipiului Drobeta-Turnul Severin, Marius Creciu, și președintele Consiliului Județean Mehedinți, al din Georgescu. Mulțumesc directorului general al CNAPDF Giurgiu, Marius Olteanu, pentru susținere, dar și autorităților locale și județene, pentru că sprijină demersurile pe care noi le-am început, în special domnului primar al municipiului Drobeta-Turnul Severin, Marius Creciu, și președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Este un moment important pentru portul din orașul nostru, un moment în care toți factorii decizionali sunt dispuși să facă tot ceea ce este posibil, ca și această zonă să țină pasul cu dezvoltarea accelerată din ultimii ani a municipiului și a județului nostru, a declarat Alexandru Cojocaru, director coordonator CNAPDF Giurgiu. De asemenea, se caută soluții de finanțare atât prin buget propriu, cât și prin fonduri europene sau guvernamentale, pentru ca toate porturile administrate de CNAPDF Giurgiu să intre în proces de modernizare. Voi depune toate eforturile ca în perioada următoare să schimbăm fața portului Drobeta-Turnul Severin și a tuturor porturilor aflate în administrarea CNAPDF Giurgiu. Alături de conducerea companiei, încercăm să găsim surse de finanțare pentru a dezvolta infrastructura portuară, fie că vorbim despre investiții proprii, fonduri europene sau programe guvernamentale, declară Alexandru Cojocaru, director coordonator în cadrul CNAPDF Giurgiu. Veștile bune pentru severineni și pentru turiștii care vin în număr foarte mare în această zonă nu se opresc aici, urmând ca în perioada următoare să fie demarate noi investiții care au menirea să îmbunătățească imaginea acestei zone.